CSU Danubius nu se teme de arbitraj, echipa gălățeană are încredere în jocul ei și în mod normal nu poate avea probleme cu adversarele de la baraj. Cred că la nivelul ăsta și la turneul care va fi pe teren neutru, cineva va avea îndrăzneala să își bată joc de munca vreunea dintre echipe. Nu cred treaba. Și sunt sigur că și Federația Română de Handbal, pentru că s-a sesizat în urma celor întâmplate la meciul nostru de pe teren propriu, mă gura și Funădie, și repet, și Federația cred că va delega arbitrii neutri. Handbalul este sportul în care arbitrii pot să influențeze decisiv o partidă. Cu doar câteva decizii, așa zis, și cavalerii fluierului pot hotărî învingătoarea și învinsa. CSU Danubius trebuie să ia în considerare și un posibil arbitraj răuvoitor. Elevii lui Valeriu Costea pot trece și peste deciziile nedrepte ale arbitrilor dacă vor lupta până la capăt.